Un lift de la turnul Skylon de lângă cascada Niagara s-a defectat joi seara cu 18 persoane blocate în interior aproximativ 2 ore, în timp ce pompierii au încercat să-i salveze, anunță Fox News. Liftul transparent s-a blocat chiar aproape de vârful turnului la o înălțime de aproximativ 240 de metri. Din fericire, militarii au reușit să acționeze manual mecanismul și să-i salveze pe turiști, însă nu este clar care este cauza defecțiunii. Finlandezii își propun să reducă poluarea, numărul accidentelor și problema locurilor de parcare. Autoritățile și-au setat ca țintă anul 2025 pentru a pune la punct un sistem în care cetățenii să nu aibă nevoie să mai dețină un automobil. Inițiativa va consta într-un sistem de transport în comun combinat cu automobile autonome care pot fi combinate și mașini împărțite de locuitori în sistem ride-sharing. Trei turiști au comis un sacrilegiu de neiertat în ochii italienilor. Tinerele s-au dezbrăcat în costum de baie și s-au răcorit într-o fântână publică, un monument vechi de 400 de ani. Fără să bănuiască amploarea pe care o va lua gestul lor, fetele s-au îmbăiat fără nicio reținere pentru a scăpa de căldura infernală din Roma. Locuitorii s-au revoltat din cauza lipsei de respect de care au dat dovadă petrecărețele, fântâna fiind un monument restaurat la comanda papei Paul al V-lea. Italienii au ținut să afirme că numai englezii sau nemții ar putea avea un comportament atât de lipsit de respect față de un obiectiv turistic cu o asemenea valoare.